Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit din nou! Astăzi vom discuta despre cum se împarte averea în cuplu și despre ceea ce poate reprezenta, nu-i așa, în situația unei căsnicii, divorțul. Știm că divorțul sau rata divorțurilor este undeva la peste 50% în acest moment. Sigur, depinde de la oraș la oraș, de la țară la țară, însă este un aspect îngrijorător. Mă uitam pe meniul de nuntă de la domeniul Greaca. Știți că deja v-am obișnuit cu domeniul Greaca și în acest episod 4 nu putea să lipsească, nu-i așa? Desde una noce, sau cum ne spune Talia, o nuntă de neuitat la domeniul Greaca. Și să vedem aici, doamnelor și domnilor, ce se află pe meniul de nuntă. Mi s-a făcut gura apă, nu pentru că n-aș fi băut apă, dar ca să vă convingeți mai iau o gură. Și pentru că așa mâncăruri bune ca la domeniul Greaca, eu n-am mai văzut. Și mi s-a făcut o foame în pandemia asta încât aproape că vine să mă căsătoresc ca să mănânc și eu, să mă mai îngrași un pic, o masă bogată, o masă frumoasă, cu un păhărel de vin, cu o berică. Ăștia n-au mă și berică sau au numai chestii de-astea ciudate? Deci mă uitam pe aici, frățioare, pandișpan cu spanac, cremă de brânză și ardei roșu, diplomat cu icre de crab și jerul de citrice. Asta e șmecheria, deci eu cred că așa încearcă ăștia să te păcălească, să te însori, știi? Te îndoapă bine, știi, să mănânci bine, ca după aia să fii fericit și să o iei pe aia de nevastă, știi? Pentru că altfel n-ai putea să faci o asemenea stupizenie. Deci tu dai singur cu seama în cap. Practic, majoritatea femeilor din România, mai ales astea ajunse pe la 34-35 de ani, carieriste, vezi, doamne, sau corporatiste, sau cele, da? Care, mă rog, ok, ori aveau un job și așa, dar în principiu, ele ce au făcut? S-au babardit până la 35 de ani, au călătorit, s-au distrat, au cheltuit, eventual poate și-au luat un apartament cu credit, ceea ce oricum înseamnă un liability, știți că am tot discutat despre apartamente și dacă apartamentul în sine poate fi considerat un liability sau la limita între investiție și liability, apoi ăla cu credit e liability la greu. Deci majoritatea femeilor au net worth foarte scăzut sau negativ, nu spun că nu există sigur și excepții și nu sunt nici pe departe misogin, doar vă prezint o trăsătură, să spunem așa, a distribuției averii. Și știm cu toții că femeile au foarte puțină avere, ea este concentrată cel mai mult în rândul bărbaților. Și te gândești, bă, ok, e frumoasă, știi, ne-am văzut, ne-am plăcut, știi ce rămâne de făcut, cum zicea și Mădălina Manole, este frumoasă, este interesantă, dar ce trebuie eu să fac? Deci ea vine cu avere mică sau negativă, iar în același timp, rata divorțului este undeva la 5%, ceea ce înseamnă că am un așa numit uncompensated, deci am 50% șanse să rămân cu 50% din net worth în urma unei căsnicii și fără niciun fel de primă de risc, adică nu primesc niciun reward, adică într-un caz pozitiv nu pierd nimic, dar într-un caz negativ pierd jumate. Păi și de ce aș face o astfel de alegere? Adică pare total stupidă. Pentru că am discutat zile trecute cu o domnișoară care m-a contactat, mă rog, sau eu am contactat-o, vorbeam pe o aplicație și era exact genul ăsta, tipă 34-35, nu mai simt exact, și am spus, băi, mie nu-mi place, chiar am explicat, nu-mi place că sunt două tipuri de tipe, ori alea care sunt neserioase și prea, adică prea reciclate, care au umblat cu mulți sau culcat cu mulți și care nu mă atrag nici măcar pentru o aventură, ori astea care vin cu capsa pusă, gata, căsnicie, copil, ho, stai un pic, fata mea, eu-s virgin, stai un pic să ne cunoaștem. Vreau și eu o poveste de dragoste, n-am avut toată viața, adică vreau să trăiesc și eu ce n-am experimentat, știi, stai un pic, care, unde te grăbești, stai, care căsnicie, care copii, care, despre ce vorbești, știi? Deci ele, fiindcă le-a trecut, sau e aproape să le treacă ceasul biologic, ele au capsa pusă pe ceea ce caută. Știi, eu n-am nicio treabă cu partea de la liabilities. Eu, din potrivă, eu sunt adeptul activelor și acumulării activelor, iar pe partea asta de îndrăgosteală, exact asta caut. Îndrăgosteală, adică ce este free of charge, da? Iubirea n-ar trebui să coste și vreau să mă relaxez, să mă simt bine. Nu să am o sursă suplimentară de stres sau de datorii sau de responsabilități. Da? Eu nu sunt un tip irresponsabil și sunt un tip aresponsabil, deci care nu-și dorește nici de cum aceste responsabilități. A, că la un moment dat, nu știu, te îndrăgostești de una, e o relație frumoasă și ajungeți voi la concluzia, băi, hai să oficializăm chestia asta într-un fel sau altul, hai să avem un copil, ai o discuție care nici nu poate fi purtată în etapele incipiente, că mi se pare absolut ridicol modul cum ele încearcă să-ți bage pe gât
această idee că, de fapt, tu să le oferi siguranțe, tu să le oferi o căsnicie, să le faci copii sau ce să le mai faci, că n-au avut ele o viață realizată sau de succes până la 35 de ani. E problema lor, nu e problema mea. Ele și-au construit viața în loc să aleagă un partener decent, s-au cuibărit cu toți și-au tras-o cu toți și acum și-au dat seama după nu știu câți ani că nu le mai vrea nimeni sau că sunt pe etapa să le expire perioada de valabilitate. Asta este ghinion, cum ar zice președintele țării. Ok. Ce mi se pare foarte interesant însă este că avem o selecție foarte rafinată de, să spunem așa, antreu, iată, pește, sarmale, în aceste meniuri de nuntă, aproape că te atrage ideea să te căsătorești, cum spuneam, numai pentru a beneficia și tu de o masă caldă, de o masă așa cum de care eu n-am mai avut parte în ultimele 6 ani de pandemie, n-am mai mâncat la restaurant, n-am mai comandat, am mâncat doar acasă și iată mi s-a făcut poftă când mă uit aici, uite, diploma de icre cu lime, mamă, tată, brânzeturi, 4 formaggi în crustă de alunece aș mânca și pietre sece aș mânca, ruladă de pui cu mușchi de porc la interior, pandiș pan cu cremă de brânză și somon, parfait din ficat de pui cu muse de caise, trăiți-ar familia. Și o pâine au și ăștia să bag un pic de pâine, să umfle mațul, sărmăluțe tradiționale cu bacon crunch și mămăliguță. Mi-aduc aminte că am fost eu la Villa Prato în Brașov, știi, și aveau tot felul de meniu mediteranean, nu știu ce. Și eram eu așa și bă, mă duc la aia, știi, auziți, dar n-aveți o omletă așa cu șuncă, cu, știi, dar n-aveți și niște crembuși, așa, adică s-au uitat aia la mine, știi, aveau tot felul de chestii rafinate, mediteraneene. Bă, și că sigur, facem acum, vreți o omletă? Da, vreau și să mănânc ceva așa, să ales de dimineață, știi? Ăștia erau, domne, mă înțelegi, cu pretenții. Bine, acum eu aș mânca orice, aș mânca și păstrăfile cu piure de sfeclă roșie, sos, butter, lemon, deci la ce foame am în mine, de mâncat de 6 luni, îți dai seama că aș hali orice. Mai puțin povești și gogoși. Gogoși pe care vrea să ni le vândă fie cartelul educatorilor financiar care să facă bani pe seama noastră, fie aceste domnișoare care vor să te păcălească cumva. Deci v-am spus, două, e polarizată treaba. Nu mai e niciuna interesată de iubire, lugul una alta. Ori alea pe aventuri nimfomane, nebune, panorame una alta, ori astea gata, căsnicie un alt. Păi stai bă puțin, că eu sunt pe drumul spre independență financiară, nu pe drumul spre liabilities. Ori eu v-am spus, nu e greșită niciuna din căi. Dacă vrei familie, vrei astea, ok, dar nu prea poți să le faci devenind independent financiar la ce salarii sunt în România, da? Și mai lăsați-mă cu minciunile astea că poți să-ți multiplici venitul activ. Sunt trei modalități prin care te poți îmbogăți. Foarte pe scurt o să vă povestesc. Prima modalitate este să faci ce face Valentina Delcu sau Căruța cu bani sau ăștia, de au găsit miezul din fantă, adică să dai țepe pe internet, da? Get rich quick schemes se numesc ele în limbajul din US. Adică faci o muncă one time, o muncă poate care nu-ți ocupă mult timp, da? Și după aia încerci să o scalezi și să diseminezi informația pentru a vinde cât mai multe produse digitale și a scala practic acest lucru. Asta înseamnă să dai țepe pe internet, da? Și să faci cât mai mulți bani. Ok, este o variantă. Și atunci singur că îți multiplici venitul foarte repede. Dacă ai anumite probleme legate de etică, probabil nu o să poți face asta, fiindcă te vei gândi, bă, nu pot să fac bani pe nenorocirea altuia, da? Și atunci deja varianta asta pică. Eu nu zic că n-ar fi funcțională dacă n-ai avea niciun fel de scrupule, așa cum cei din cartelul educatorilor financiar nu au niciun fel de scrupule. Pentru mine însă nu funcționează genul ăsta de soluție. O altă soluție ar fi aceea de a-ți asuma foarte mult risc, pentru că știm cu toții că a fi antreprenor, a avea un business al tău și nu mă refer aici, nu știu, de o mică afacere în care tu ești contabil și ai niște clienți sau, nu știu, tu lucrezi pe zona asta de intermediere financiară sau știu și eu, unde nu ai neapărat riscuri, ci practic este un small business în care tu vii cu timpul tău și cu skill-ul tău. Nu mă refer efectiv la riscul dat de investiția unui capital într-un business și unde există riscul să și pierzi bani acolo, da? Și bani destul de serioși. Ei bine, dacă vrei să-ți iei acel risc, dacă vrei să faci mai mulți bani, trebuie să fii foarte confortabil și cu ideea de a pierde bani. Iarăși, nu este pentru mine, dar fiecare trebuie să-și calculeze gradul lui de risc și de acceptabilitate a pierderii. Pentru mine, am zis că nu este. A treia metodă prin care poți face bani este să fii
să ai o limbă care să se plieze foarte bine pe anusul patronilor, da? Să dai cu limba bine, să pui bine pe cine trebuie, să fii lingușitor, să fii un om fără scrupule, cum spuneam, și să promovezi la locul de muncă fiind foarte parșiv și fiind genul ăsta de tip versatil care se adaptează la orice situație. Iarăși nu este pentru mine, sunt un om foarte sincer, ce am în gușă și în căpușă, nu-mi place să mă prefac, nu știu să pup în cur, nici nu-mi doresc asta. Dimpotrivă, prefer să lucrez mai degrabă singur decât cu alții și nu-mi place să fiu ipocrit. Da? Deci pentru mine toate aceste variante, 1, 2 și 3, nu mă refer la variantele de meniu, de nuntă, ci la variantele de a face mai mulți bani, nu funcționează. Ce am considerat eu că funcționează pentru mine? Diversificarea surselor de venit în măsura în care se poate, și aici nu mă refer nici pe departe la niște venituri mari, dar mă refer la mici activități care împreună să genereze mai mult decât zero sau mai mult decât nu știu, un salariu median, mediu pe economie. Da? Acest lucru se poate face, nu e neapărat simplu, dar e mai ușor de făcut decât să câștigi foarte mult dintr-o singură sursă și, de fapt, e ideea de a pune toate, de a nu pune toate ouăle într-un singur coș. Și ce am mai constatat eu că funcționează la mine este ideea asta de frugalitate, de reducere cât se poate de mult a cheltuielor. În primul rând, să nu am cheltuieli fixe și nu am cheltuieli fixe, fiindcă nu plătesc nici chirie și nici rată la bancă. Nu am nici copii de întreținut și alte chestii care, să spunem așa, mi-ar lua banii din buzunar. Practic, mi-am redus cheltuielile la minim și mi le pot adapta în funcție de situație foarte ușor. Da? De exemplu, acum în pandemie n-am mai cheltuit niciun ban pentru că stând acasă n-am mâncat decât acasă, nu am mai cheltuit pe nimic altceva, nu am ieșit din casă decât în parc, deci n-am avut pe ce să cheltui bani. Da? Deci m-am adaptat la această situație. Când, mă rog, economia mergea mai bine, mă duceam la restaurant, mâncam, ok, mai cheltuiam acolo niște bani. Dar tot puțin bani, că mâncam la meniul zilei, adică îmi optimizam destul de mult costurile, fără să fiu, să zicem, foarte zgârcit, ci pur și simplu nu făcea sens pentru mine să dau mai mulți bani decât face. Da? Este ideea de a te gândi pe ce cheltui banii până la urmă. Deci pentru mine funcționează pe de-o parte ideea de a fi liber, de a mă putea manifesta așa cum vreau, fără să fiu cenzurat, fără să fiu, să spunem, constrâns de un anumit mediu, cum ar fi cel de angajat. Ideea asta de diversificare a veniturilor în măsura în care este posibilă, nu spun că este neapărat posibilă tot timpul, da? Nu știu. Adică dacă ai, poți să ai în familie un imobil, ok, mai vine o chirie de acolo, nu zic să bagi acum banii în imobil, dar te-ai trezit cu el, nu știu, ai un moștenire, ai o chestie, ok, ai o, să zicem, o chirie. Mai faci o activitate online, mai ai nu știu ce pe lângă. Ok, deci poți să găsești mici proiecte, mici sau cum jucam poker înainte, iarăși acolo era volatilă treaba, da. Mai venea, deci veneau bani lună de lună, da. Ideea e că eu n-am câștigat niciodată mulți bani sau cu niciun caz mulți bani dintr-un venit activ. Soluția la mine asta a fost să tai cât se poate de mult cheltuiele, să economisesc cât se poate de mult. Beneficiind de ideea că nu am avut rate de plătit, nu am avut chirie și așa mai departe. Da? Deci asta spun și atunci dacă tu obții cu greu banii, da, și strângi cu greu și te chinui și așa, nu o să fii confortabil cu ideea să-i cheltui ușor. Și nefiind confortabil cu ideea să-i cheltui ușor, ai de ales fie mergi pe ideea asta de independență financiară și atunci îți construiești viața în acest fel cu economisire și cu frugalitate și cu acumulare de active, fie pe partea cealaltă zici, bă, nu-mi permit chestia asta că eu vreau o familie și știu că aia presupune costuri fixe mai mari, ba mai mult de atât presupune predictibilitatea încaselor și atunci sunt obligat cumva să-mi iau un job ca să-mi permit și stabilitatea venitului, dar să și acopăr toate aceste cheltuieli pe care le am cu gestionarea unei familii. Ok. Dar ce job îți oferă ție cât îți trebuie ție ca să ai o familie? Că îți trebuie vreo 2000 de euro, da? Ca să acoperi toate astea. Păi nu știu, ar trebui să lucrezi doar în IT și câți lucrează în IT? Adică mi se pare o chestie cumva nesustenabilă. Pentru mine chestia asta a fost complet nesustenabilă și atunci am exclus-o din start. Dar am observat că sunt tot felul de domnișoare care practic caută bărbați care să-și dorească o familie, deci nu doar să câștige foarte bine, dar să fie dispuși să cheltuie acei bani pe care poate i-au făcut cu greu, poate n-au dat țepe pe internet, poate nu sunt nu știu ce proprietari de afaceri, ci muncesc și ei
ca tot omul să câștige un ban, chiar dacă ori lucra într-un domeniu mai bine plătit, nici acolo să nu crezi că banii se fac așa ușor, e muncă și până la urmă, chiar dacă te-ai aflat în situația unuia care câștigă mai bine, nu știu dacă neapărat te gândești, bă, odată ce muncesc 8 ore pe zi ca să fac banii ăștia, hai să-i cheltui pe toți căsătorindu-mă cu asta care vine cu mâna înfiptă în curc și să-i fac ei un copil sau mai mulți și eu să întrețin familia asta. Nu zic neapărat că e un obiectiv rău dacă îți dorești neapărat o familie. Pentru mine nu a fost, să zicem așa, punctul de interes, mai ales că, să zicem așa, divorțul la mine în familie a fost o cutumă și nu o excepție. Și părinții mei au divorțat și mătușa mea. Adică am conștientizat acest risc că se poate declara. Zic, băi, eu nu mi-asum astfel de lucruri decât în măsura în care sunt convins că asta vreau, sunt convins că pot duce astfel de responsabilități. Până atunci, însă, obiectivul rămâne pe ceea ce pot eu cuantifica, pe economisire, pe creșterea venitului activului net, neapărat a venitului activ, că asta mi se pare greu de făcut. Dimpotrivă, eu prefer să am venituri pasive decât venituri active. Din punctul ăsta de vedere, poate mulți o să fiți surprinși, fiindcă știu că vi se tot povestește de explozia venitului activ. Eu habar n-am cum pot să-ți explodez venitul activ. Nu am idee și atunci n-am cum să vând o astfel de iluzie dacă nici eu n-am reușit să o practic pentru mine. Dar ce mă atrage este ideea ca la un moment dat, depunând efortul ăsta de economisire, de frugalitate, să ies din cursa șobolanului și să am, sigur, la echivalentul unui lifestyle nu foarte pretențios, să am acele venituri pasive care să îmi asigure stilul de viață, fără ca eu să mai trebuiască să fac, sau dacă mai fac ceva, să fie doar în plus, doar ceea ce îmi place. Da? Deci, din punctul ăsta de vedere, mi se pare incredibil că toate aceste tipe caută bărbați, ca și cum bărbatul ar fi un sac fără fund, da? Care să le financeze lor ideea unei familii. Bă, nene, deci tu vii cu net worth negativ sau cu net worth zero, rata divorțului e 50%, ba mai mult decât atât, activul meu net se tot apreciază, iar tu te depreciezi ca femeie în valoare pe măsură ce trec timpul. De-aia devin ele disperate să găsească pe unul cu care să-și facă o familie după ce și-au tras-o cu tot și s-au distrat ele ani de zile, da? Și atunci este un deal inechitabil. Despre asta discut, despre împărțirea averii în cuplu. Este un deal inechitabil să te căsătorești cu o femeie care nu are o avere similară cu a ta, da? Pentru că te supui riscului foarte mare de a pierde banii munciți cu greu, banii strânși cu greu în perioada vieții active. Și care ar fi soluția atunci? Nu știu, dacă este o chestie de iubire, de nestabilit, ok, pot să înțeleg acea situație, deși dragostea nu trebuie niciodată să-ți ia mințile. Alminteri, trebuie gândită situația cât se poate de lucid. În primul rând, trebuie să petreci foarte mult timp cu acea persoană ca să te convingi că este ceea ce trebuie. Nu văd de ce neapărat trebuie făcut acest act al mariajului, oricum dacă îl faci trebuie stabilit foarte clar ce se întâmplă cu averea ta în cazul unui divorț și trebuie semnat un contract din punctul meu de vedere care să stipuleze clar că dacă din inițiativa ei va divorța, atunci tu nu vei pierde capital, da? Pentru că altfel poți fi atras în cursă și o femeie să aibă interesul să fie cu tine pentru din alte motive decât ești tu cu ea. Tu poate ești cu ea din dragoste, dar ea este pentru că vrea stabilitatea financiară, vrea să aibă parte de tot felul de beneficii de pe urma ta. Ok. Acestea fiind spuse, consider că în cazul meu personal, ideea unei căsnicii iese din discuție 99,9% din cazuri, la fel cum și ideea unui copil pe nepusă masă în absența unui venit activ extrem de predictibil, care să reprezinte o temelie a susținerii unei familii, cât și o relație care să fi decurs foarte bine câțiva ani de zile, care să convergă către așa ceva. Deci nu pot să înțeleg ideea în care una mă abordează și din primele cuvinte îmi spune că ea vrea să se mărite și că ea vrea un copil. Ho, 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 stai un pic că eu sunt virgin, stai un pic că eu vreau să cunosc femeia, eu vreau să mă îndrăgostesc, să trăiesc o poveste de iubire, nu să merg în sfera liabilities-urilor, în sfera obligațiilor. Deci foarte perverse, parșive aceste femei. Ok, dacă au acest interes, eu nu-l am, e foarte simplu și din punctul meu de vedere este de evitat o astfel de situație. Atât de aici, toate cele bune, numai bine și la revedere!